În această perioadă, Fundația Zamolxes din Câmpina desfășoară un program destinat tinerilor care vor să învețe cum să fie responsabili financiar. Proiectul Tineri de Succes, Tineri Responsabili Financiar, se adresează persoanelor între 16 și 35 de ani. Este un proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin secția de finanțare pentru organizații de tineret din acest an și se adresează practic unui grup de țintă format din 20 de tineri, cum v-a spus mai înainte, între 16-35 de ani, care o să participe la un curs de formare, 4 zile, într-o locație care o să o alegem în următoarele 2-3 zile. În cadrul unei tabere, cei 20 de tineri vor învăța de la formatori cum pot administra un buget. Ei vor învăța prin metodele specifice, educație non-formală, educație care se face, după cum se știe, și acum mă gândesc mai curând decât cu școala altfel, se face în afara formatului școlar, dar cu metode la fel de, sau poate chiar mult mai interesante și care urmăresc ca tineri să dobândească niște competențe specifice. În cazul nostru vor dobândi competențe în sfera managementului financiar, vor învăța cum să-și facă un buget personal, de familie. Proiectul a fost demarat pe 20 august și se va încheia pe 30 octombrie.